Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Lector Dr. Ioan Istrati, preot paroh la Biserica cu Hramul Sfântului Ierarh Nicolae din Constanța, cartierul Coiciu. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Doamne ajută! Dragi ascultători, sunteți alături de noi. Nu uitați-mă de telefon 0241-515266 cu tarif normal rețeaua interesat. Puteți comenta pe pagina de Facebook Radio Dorogea, ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodorogea.ro. Astăzi, dragi ascultători, vom încerca să vedem cum poate omul să se apropie de Dumnezeu, să fie mai aproape de Hristos, să înțeleagă, să-L trăiască, eventual la un moment dat în timpul vieții să spună ca Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Într-un singur cuvânt, cum să intre în această urmare a lui Hristos? Despre urmarea lui Hristos s-a scris destul de mult, cred că tot creștinul, tot omul încearcă într-un fel sau altul. Această urmare, Părinte, apropiere, această tendință spre o compatibilitate cu Hristos, cuvintele sale, este o poruncă, se propune, este o propunere sau este o impunere omului? Păi, în primul rând, vă spuneam înainte de a începe emisiunea, eu nu știu nimic. Da, deci eu vin aici doar pentru că mă invită Părintele Valentin și e prea drăguț și eu nu pot să zic nu la nesfârșit. Așa încât nu am răspunsuri pentru nimic, nici măcar pentru mine, dar aminte pentru alții. Dar ce am mai citit de pe la Sfinții Părinți... poate fi împreună, ne dă Dumnezeu câte da, răspuns. Și poate din ce am mai citit, să zic. Că urmarea lui Hristos la... romani, în teologia romană, catolică apoi, a devenit imitatio Christi. Da. Adică un mimetism, o imitație a lui Hristos. La ortodoxi, urmarea lui Hristos înseamnă unirea cu Hristos. Adică există o distinție între tine și Hristos, dar te unești cu El în mod neamestecat și neschimbat în Sfânta Biserică, care e trupul lui Hristos și care conține toți oamenii din biserică. Și atunci... trebuie făcut această nuanță și anume că ortodoxul îl urmează pe Hristos unindu-se cu El. Împărtășindu-se. Adică nu e doar o activitate exterioară mimetică, nu e doar o reproducere a gesturilor felului de a fi a lui Hristos. Dacă citiți Thomas de Kempis, o carte extraordinară scrisă de un mare mistic catolic, vedeți acolo cum călugării romanii, chiar dinainte de schisma cea mare, se sileau să imite întru totul comportamentul și felul de a fi al lui Hristos. Ceea ce nu-i rău, bineînțeles, pentru că există niște comori acolo de înțelepciune. Dar ideea e că noi, ortodoxii, suntem mai mămoși. Adică noi îl vedem pe Hristos ca pe o mamă, ca pe cea mai sfântă și mai iubită ființă de pe pământ pe care trebuie să o îmbrățișezi. Adică nu doar că să ne uităm la El ca la un model, ci că să fim conștienți că trebuie să ne integrăm în El, trebuie să devenim una cu El, trebuie să ne unim cu El prin Sfânta Împărtășanie. De asta, spre exemplu, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Liturghie, cultul liturgic în general s-a dezvoltat într-un mod extraordinar, fascinant în Orient, în Ortodoxie, care e și biserica cea adevărată, iar în ramurile mai ofilite, ca să o eufemizăm, liturgia nu e atât de importantă, a pălit, uneori a devenit doar un memorial liturgic, ceva, o amintire, ceva scurt, foarte rapid, și mult mai importantă e schimbarea interioară, un fel de sforțare, de scrâșnă de dinți și de impunere morală, care devine uneori, din păcate, moralism, pentru că fără a te uni cu Hristos în împărtășanie, șansele tale de a deveni ca Hristos, să limiți, sunt aproape de zero. Și atunci noi cultivăm smerenia și spunem așa, nu avem nicio șansă să ne unim cu Hristos, decât doar păcătoși și nevrednici fiind, împărtășindu-ne cu El. Atunci noi nu e această forțare interioară de a te uni cu, de a limita pe Hristos, ca la romani, ci e această zdrobire de inimă care îți dă seama că ești un nimic în fața lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu de-abia atunci te face să devii ceva sau cineva.
Este un mod foarte frumos în care ați observat, Părinte, și ne-ați prezentat această mică deosebire, dar putem spune și eforturi umane pe trepte diferite. Dacă unii încercau să semene cu Hristos imitându-L, cred că păstrau rezervă să fie ei înșiși Dumnezei ca și Hristos la un moment dat. Da. Ortodoxul, care într-adevăr este mai mămos, cum spuneați, împărtășindu-se la moment, acceptă sau înțelege că e mai bine să renunțe la el, să se manifeste Hristos. Da, da. Ideea de jertfă. Nu facem noi distinții, dar parcă este mult mai profund și mult mai adevărat această atitudine. Păi dacă e Duhul Sfânt aici, adică când e un efort voluntar al tău personal, domne, eu mă ridic cum se ridică catedralele din vest. Ați văzut? Eu și o coadă sfidare de mândrie aici. Intră acolo și un micron de mândrie este. Și aceea distruge totul. Cum o moleculă de apă distruge o piatră întreagă. Dacă mergeți la cheile bicale, le vedeți. Așa și, pe când la ortodoxi, noi nu ne-am forțat atât de mult să clădim în piatră credința noastră. Noi avem bisericuțe mai mici, suntem și mai răi, așa, în sensul de mai proști. Adică mai ne complacem mai ușor în propriile noastre neputințe. Dar să știți că prostul acesta, când recunoaște, devine foarte înțelept. Păi exact asta e ideea. Aici e problema. Păi cu cât cobori mai jos pe scara realizării, cât ești de prost, da, atunci intră Hristos în tine pentru că are loc. Are loc. Cât are loc te smerești mai tare. Și atunci singura șansă ca noi să devenim înțelepți este să ne considerăm imbecili. Dar asta e altfel, intră mândria în noi. E o mare putere să te consideri imbecil fără să fii. Da. Păi, cred că cea mai mare realizare a unui om înțelept este să vadă cât e de prost. Păi și Socrate a zis că... Asta vreau să-i la Socrate încoace cam toți înțelepți au gândit asta. După o viață de filozofare, am înțeles că nu știu nimic. Nu știu nimic. Da. Și asta l-a ajutat să rămână în istorie. Părinte, oricum și la romani și la ortodox, cum spuneați, este o frământare, o luptă în om, o cercetare, o căutare și în relația dintre Dumnezeu om. Ce vrea, de ce caută omul, omenirea pe Dumnezeu? N-ar putea să trăiască indiferent, separat, aiurea. Și cei care îl leapădă tot au o fel de raportare, că se depărtează mereu, se sperie, să-l dau la o parte. Așa, și au prins un punct de reper. Da, au un punct de sprijin în el. Fără Dumnezeu și aceea ar avea o viață amară. Da, știi, asta e omahi, adică se luptă cu Dumnezeu. Da. Păi ființa umană e ca un potier. Și chiar mi-a plăcea cineva ideea asta, dar nu mai comentăm. Eu am vorbit despre omul potirului Dumnezeu. Și apoi am văzut că s-a scris o carte pe tema asta. Mă rog, revenim. S-ar putea să vă mai plageze cineva. Mulți. Da. Dar mai bine să... E foarte frumoasă. Așa, deci omul e ca un potir. Și atunci potirul ăsta e făcut să conțină ceva. Adică e un vas. Ați spus că Sfântul Pavel zice eu să fiu fie mie vas ales. Vas ales. Deci omul e un potir și fără să se umplă, moare literalmente, deci moare la mod absolut. Și atunci el se umple cu ce poate. Dacă se umple cu Dumnezeu, devine potir. Dacă se umple cu păcate, cu răutatea și cu spurcăciunea răutății, atunci devine un vas, cum să zic eu așa, să fie frumos, o oală de noapte. O vază de necinste, exact, spuneți Apostol Pavel. Exact, spune că sunt multe vase de cinste, vase de necinste. Atunci depinde ce faci cu el, trupul. Și viața ta, în general. Și atunci spuneați că nu, umanitatea crapă fără Dumnezeu. Se preface într-o societate de fiare care începe să omoare unii pe alții și apoi se distruge. Spre exemplu, noi am fost la un pas să fim anihilați ca specie de noi înșine prin arme nucleare, prin toate nebunile care le-am inventat și care ne pot distruge. Un virus poate distruge toată umanitatea într-o zi. Război la rece în care toți se înarmau și nu mai știau până unde. Vedeți cât de îndrăcit poate deveni omul fără Dumnezeu? Deci omul fără Dumnezeu e praf și pulbere și atunci e normal că îl caută. Unii îl sfidează, alții îl hulesc, dar au nevoie de măcar de ideea de Dumnezeu ca să o hulească. Alții îl caută pe Dumnezeu în mod nefiresc. Sau caută mâncarea, în loc să o caute la frigider, o caută la tomberon. Adică caută pe Dumnezeu în plăcerea mâncărurilor, vinului, bunătăților, plăcerilor trupești și nu o să-l găsească acolo, bineînțeles, că Dumnezeu e prea curat. Dumnezeu e curăția însă și e sfințenia.
Și atunci, sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, dar nu știu unde să-l caute. Și sunt și oameni care îl caută pe Dumnezeu acolo unde este El. Adică în smerenie, în rugăciune, în ascultare și în virtuți. Și în biserică. Acolo stă Dumnezeu. Acolo poate fi pipăit cu inima și acolo poți să te unești cu El. Da, spunea la un moment dat Hristos, Mântuitorul nostru, în pildele sale, ce împărăția Dumnezeu este ca un împărat. Deci este ca un om sensibilă, care e sensibil de toate elementele care îl construiește. Și el între, deci exact asemănarea dădea asemănarea trupului bisericii care urma să vină. N-aveau cei de atunci conștiința cum o să fie trupul bisericii, dar noi de astăzi, privind în urmă, dăm seama că efectiv descria trupul bisericii care se mișcă ca o persoană sensibilă și care depinde de, de Mântuitorul Hristos care, care îl conduce. Dar Sfântul Maxim zice că universul e un om, e un macro antropos, iar omul e un microcosmos. Și apoi e Sfântul Ioan Gură de Aur, care este un titan al, al teologiei universale, zice Hristos este capul bisericii. Și biserica, îmi place la nebunie citatul ăsta, cred că e cea mai mare citat care s-a scris într-o mie de ani. Zice, și biserica este trupul lui Hristos. Și zice, dacă vrei să tai capul de trup, zice, moare și capul, moare și trupul împreună cu el. Asta am aflat de la prefericitul Daniel. Și zice, biserica moare fără Hristos și Hristos moare fără biserică. Deci nu poți gândi o secundă. Nu mai e Hristos. Dacă ai gândi aceasta, ne-am prăbușit cu toți în iad. Adică relația între Hristos și biserică este una absolută, în sensul că pe Dumnezeu îl doare în mod infinit fiecare durere a celor mici, acestor celule nemernice care suntem noi. Adică însemnăm atât de mult încât însuși Hristos, Dumnezeu, pe El îl doare durerea noastră. Și atunci, din cauza asta, e și responsabilitatea uriașă. Că stai și totul se provale datorită ție. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, vino la liturghie, că nu-i întreagă fără tine. Auziți ce înfricoșător? Nu că tu nu ești întreg, normal că tu nu ești. Dar dacă nu te duci la liturghie, tot trupul bisericii de care tu faci tu parte, suferă. Cum spunea Sfântul Pavel, că zice că dacă un mădular suferă, toate celelalte, suferă. Dar și e posibil la un moment dat să dea socoteală pentru lacrimile tuturor celorlalți. Și nici nu ne așteptăm. Ne spovedim de păcate singulare, disparate, și cred că la un moment dat ne vom întâlni acolo înaintea Dumnezeu cu păcate la care nici n-am gândit că depinde noi. Da, și e o întrepătrundere de dureri și e și consecința faptelor noastre. Vă dau un exemplu. Când eram eu copilandru, stăteam la strană și cântam Aul Nostop, că tata e preot, și tot făceam panoramă. Ba glumițe, ba mă băteam joc de unul de acolo, ba că ce nas are la, ba că ce urechi, ba că... Și odată un părinte Sfântul Munte, căruia nu i-am zis nimic de asta, a zis, cât ți-ai mai bătut joc în strană de ceilalți? Zice, câte sute de oameni ai smintit. Și zice, nu este... Nu s-a inventat încă un butoi care, în care să, care să fie umplut de lacrimile pe care le să le verși. Băi, deci m-a terminat. Și atunci Părintele Dionisie de la Colce mi-a spus. Adică omul ăla, prin Duhul Sfânt, vedea că, că fiecare fapt... Eu eram un prostălan, un copilaj care făcea acolo glume, ba, chicotea, ba, nu știu ce, ba, se dădea un cot, ba... Însă efectele oamenilor care erau smintiți, care nu mai puteau să se roage și poate din cauza asta se cădeau, se prăbușeau. Nu știu, poate alții ziceau, uite bă, dacă ăia fac, hai să facem și noi. Cred că mai era și puțin slăbiciunea lor că vă tolera, știind cine sunteți, numai că călugărul ăsta n-a mers. El v-a văzut exact cum sunteți. Da, bine. Dar... Și n-a fost o amenințare, că sunt mulți care atunci când le face o mică era o iubire imensă să zică cineva așa ceva. Când face o mică observație, se supără. Nu, dar Părintele Dionisie tăia în carne vie absolut. Deci nu, n-am fost niciodată în viață. Avea un satâr uriaș. Da, atâta de plin de iubire încât îți scotea numai cancerul din tine. Nu te tăia și pe tine. Tot el a zis că... O zis că pentru... Ar trebui să nu zic eu asta, dar hai zic, mă mai smeresc. Zice, dacă pentru fiecare glumă și nimicuri pe care le știi și ai ști un text din Sfinții Părinți, zice, ai fi unul de cei mai mari teologi acestui neam, dar așa ești un nimeni.
Este posibil să încă mai aveți puțin. Și, na, e cam târziu. Ideea e că, vedeți, cum vedea el în Duhul Sfânt, ce aș fi putut deveni? Adică, Dumnezeu vede așa. Se pare că a fost un duc de pocăință sănătos dacă a luat acest parcurs și a citat de tânăr acela Panorama, Lumețu. N-am prea uitat. Da. Am niște copii care spuneau aici, noi nu suntem răi, suntem năzdrăvani. E fain. Da. O, dar și da. Simțul umorului, acum, ca să-mi fac și un pic de apologie, simțul umorului e un semn de inteligență și e și un semn de Duh Sfânt, adică omul saltă de bucurie, face pe ceilalți să se simtă bine. Așa este, dar probabil că mai trebuie și locul și timpul. Exact, da, te apucă gluma în timpul Sfintei Liturghie. Da, asta nu-i de la cel bun. Stau niște draci în zonă. Înțelegând aspectul, toate aspectele în sensul acesta, pe parcursul acesta, am putea să ne întrebăm la un moment dat. Am văzut nevoința unor oameni, unii așa, unii așa. Faptul că unii se răzvrătesc, alții se apropie, dar practic nici unii ce alții nu pot fără Dumnezeu, cum spuneați. Practic, până la urmă, ce vrea Dumnezeu de la oameni? Dumnezeu vrea să oamenii să-L lase să iubească. Adică Dumnezeu iubește pe oameni infinit și indiferent de ce fac ei. Dumnezeu iubește și pe cel din urmă păcătos și Dumnezeu sângerează lăcrimând pentru fiecare om din iad. Și atunci El vrea ca noi să-L lăsăm să ne iubească și când ne iubește sufletul, ființa noastră înflorește de toate frumusețile împărăției lui Dumnezeu. Și deci Dumnezeu nu are pretenții la noi prea mari. Știți că zice, unii foarte mulți s-au forțat așa într-un fel de voluntarism, că au zis, domne, de acum facem ceva, sau și Sfântul Ioan Gură de Aur, postea, post negru. Cred că exagerările nu prea sunt. A făcut un ulcer da. Perforat de asta, îi sângera și, nu știu, dacă... și era să moară. Și atunci a zis, postul fără bucurie e sinucide. Adică, vedeți că Dumnezeu nu vrea de la noi marea cu sarea, nu vrea să întoarcem pământul pe dos, vrea să întoarcem pământul din inima noastră pe dos, adică să avem inima frântă. Știți cum e? Dacă n-ai inima frântă, Dumnezeu nu poate intra în ea. Și atunci trebuie să avem inima frântă. Adică să stăm așa totdeauna cu o lacrimă în colțul ochiului inimii, știți? Și cumva să ne dăm seama că suntem nimeni. Da, frumos a spus că Dumnezeu vrea să îl lăsăm să ne iubească. Cred că noi, tatonând așa, comentând și apropiindu-ne de iubirea asta pe care ne-a învățat diavolul, am uitat iubirea cea adevărată. Și cred că nici nu mai știm. Tânjind după ea undeva, în străfunduri, dar cred că nu mai știm calea. Ne-am cam rătăcit. E o falsă iubire. Ce se promovează acum? Adică un fel de toleranță desfrânată, plină de hormoni autostimulatori. Vai, iubim-o! Dar trebuie să ardăm la toți! Vai de mine! Cine sunt eu? Și sunt atât de tolerant. Ați văzut unul care zicea că acum este unul care ne spune nou că promovează România normală. E cumplit, adică toate anormalitățile le-a promovat. Adică nu mai continuăm. Tot ce se poate gândi și scormoni. Deci normalul de astăzi e blestemăția. Și asta e groaznic, adică s-au pierdut reperele valorice. Acum 50 de ani eram, nu știu, un comunist, cum eram noi, vai de capul nostru. Dar toată lumea știa că dacă un copil a greșit, a greșit, nu a făcut ceva bun. Azi și o crimă. Azi să stai copilul în bucăți e un semn de emancipare. Se caută o... Vă dați seama ce dobitocie a ajuns lumea, că noi tot cădem în jos. Am scris un articol despre asta, că noi involuăm îngrozitor pe toate planurile, inclusiv științific. Că unii au spus, da, avem telefon mobil care are în el bibliotecă, birou, tot ce vreți, nu? Dar în același timp, acum 30 de ani, mergeam cu un Concorde în 3 ore de la Paris la New York. Astăzi facem 9. Mergeam pe lună, mă rog, s-ar putea să nu fi mers, dar iar acum nu mai putem să ieși nici măcar până la 10 km în spațiu, adică... Pentru că n-am fost cumis pe lună. Cred că ne-au dat afară aia cu fărașul, cu mătura. Apoi, deci, felul nostru de a gândi,
Da, acum 50 de ani se scria poezie, astăzi nu, nu mai există. Acum 50 de ani se scria filozofie, astăzi, dacă spui că ești filozof, râde lumea de tine. Acum 50 de ani existau arte. Astăzi arta a devenit o simplă prostituată a comerțului. Dom'le, da. Îmi iau și eu un tablou să mi-l pun în casă ca să dea bine. Oamenii nu mai știu ce e artă. Ei, involuăm sau nu, părinte? Sigur că da. Eu zic că da. Este aproape clar și cred că și fiecare simte lucrul ăsta, dar ceea ce este trist e că înainte, dacă simțeai simptomul involuției, te zbăteai. Era o reacție. Acum da, se pare că nu mai e nicio reacție. Un model, deci am ajuns. Da, eu mă uit la mine. Deci eu cât de tare m-am imbecilizat, în sensul că când eram la seminar, citeam 500 de pagini pe zi. Astăzi nu mai zic. Sau închideți telefonul, știți mai mult. Era nebunia aia de a afla, de a cotrovoi, da, prin era o sete unghierile minții. Era acea sete neostoită de a trăi viața celorlalți care scriau cărți. Că de fiecare dată când citești o carte, trăiești viața celui care a scris-o. Atunci trăiai zeci de vieți. Astăzi este o poșghiță de abureală, de culoare, de imagine. Și da, vorbeați de cărți. Cred că în 50 ani cred că cărțile vor deveni obiecte de muzeu. Da, le aruncăște la gunoi, n-ați văzut? Da, nici manuale cred că nu o să mai fie. O să inventeze altceva. Totul pe internet, da, totul pe calculator. Da, ei. Știu un părinte care le dă bani la copii ca să citească. Îl știu bine de tot, mai bine decât pe oricine. Da. Deci, dacă vrei trotinetă, trei cărți. Dacă vrei Xbox sau nu știu ce de la portabil, cinci cărți. Și atunci, cu chiu, cu vai, copilul totuși își formează un vocabular, începe să gândească, te întreabă, că altfel nu vede trotineta. E și asta o formulă, nu știu cât o să țină și la cât. Disperarea însă. Da, disperare, da. Relația dintre Dumnezeu și om, oamenii se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu și spune, mulți chemați, puțini aleși. Este întrebarea aceasta. Cine alege? Dumnezeu face distinție sau oamenii se aleg prin rol? Adică Dumnezeu dă șanse egale și omul să alege? Sau este el care pe unul alege, pe unul lasă? Dumnezeu dă șanse unice, deci nu dă șanse egale, asta e comunism. Fiecare om, unul e mai deștept, altul e mai prost, dar fiecare are... Bine, fiecărui talent e specific. Puterea de a deveni una cu Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu de care am vorbit, e aceeași. Dar diferită în extensia și în diversitatea darurilor. Da, deci unul știe să cânte extraordinar, altul are o inimă caldă, altul are o pocăință sinceră, altul e văzător de Dumnezeu prin curățirea inimii, altul gândește ca un copil, ceea ce e cea mai mare dar care este pe pământ. Adică toți urcă și Dumnezeu e atât de infinit, de deștept, de înțelept, încât fiecare îi dă o chestie unică. Și atunci fiecare are calea lui. Din cauza asta, orice imitație a căi altuia, imitația Cristii de care am vorbit, da, e parțială, relativă, imperfectă. Pentru că fiecare om trebuie să-și urmeze calea sa. Și calea sa e unică. Și Dumnezeu îl stăruie cu el, stă cu obrazul pe obrazul lui și îi spune exact ce trebuie să facă. Și atunci omul trebuie doar să fie atent, deschidă caște, ochii mari și să meargă acolo pe unde îi spune Dumnezeu. Și atunci asta e o altă cauză a căderii noastre ca neam și ca umanitate în păcat. Luăm modele, ați văzut, deci vine un părinte îmbunătățit, toată lumea, hai să mergem acolo. Da. Dar nimeni nu schimbă viața după el. Da. Sau zice, mergem la Sfintele Moaștere, la Sfintei Parascheva. Ca la spectacol. Și se închină, e extraordinar că merg, dar nu schimbă viața. Și atunci săracii vin acasă și devin aceleași fiare care erau înainte. Atunci, schimbarea ar trebui să vină, și vina preoților, în primul rând, să vină din interior, adică trebuie să batem fierul cât e cald, trebuie să urlăm, trebuie să într-una, să-i spunem omului că trebuie să se schimbe. Asta e tot. Și noi suntem ca o nevastă de aia, care într-una vrea să-l schimbe bărbat. Preoții trebuie mereu să-i spună omului, pentru că e o inerție uriașă de a rămâne undeva, de a transforma slujba într-un ritual inert de o oră pe săptămână. Hai, bine, lasă-mă că-ți mor de obosit, mă duc repede acasă, mănânc, dacă mai vine la biserică. 90% nu vin.
Ce cu aia e mai greu, trebuie să-i prinzi, când nu-i prinzi, pe la vreun botez, printr-o pădure de minujupuri, mai, pui și tu, învățători, ceva, dar eventual să-i mai și sperii. Că dacă nu-i sperii, oricum, știți, eu iau pe ăștia care vin pe la mormântări, știți? Acolo vine de nevoie, sensibil, îl trage da. De urechi nevastă și tot ce îi spun, peste 50 de ani toți de aici vom fi morți. Știți ce liniște se face? Și atunci încep să le spun, fraților, uite ce trebuie să facem, așa, 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 mai avem puțin. Fiecare că așteaptă să le spune și în ce ordine. Și, poate? În ce ordine, va? Bine, unii ies, alții foșgă e punga cu pomană, alții... Da, e, înseamnă că merge, înseamnă că intră la urechiușă. Da, cu frica încă mai ține puțin, dar și asta este delicat de manevrat, de condus. Putem spune, părinte, că în relația aceasta și lupta aceasta, practic, este o cercetare, o luptă de sine, o luptă cu cei din jur... Și Dumnezeu caută pe om, adică chiar se implică și chiar așteaptă, chiar pescuiește, chiar... Dumnezeu face 99,9% din tot. Dumnezeu face tot în noi, doar vrea un pic de disponibilitate, de deschidere a inimii și o leacă de simțire. Știți? Că totul face Dumnezeu. Ce? Că omul e, știți cum, e ca un drifting wood, adică un lemn de ăsta purtat de valuri. Și Dumnezeu știe ca exact unde vom ajunge, cum vom muri, dacă ne vom mântui sau nu, în ce iad vom sta la prăjit, dar vrea doar atâta, să ne deschidem inima, ca El să intre acolo. Și atunci 99% din lucrare o face El, iar noi facem doar lucrarea voinței, adică, dom'le, până început bun, opresc păcatul ăsta, mă sforțez, mă... auto-anihilez pentru câteva momente ca să nu mai fac păcatul respectiv. Sau îmi impun să fiu bun. Uite, fac astăzi un pariu. Dacă nu-mi dau 3 pumni în cap, că astăzi nu voi jigni pe nimeni, da? Sau nu voi face pe nimeni să simte prost în preajma mea. Sau și-mi fac pariul ăsta. Bineînțeles că probabil o să-l cad. Uite, mă jur că astăzi nu mai zic nicio jurătură la volan. Băi, câți proști pe trafic, e că... aproape imposibil. Da, mă rog. Sau, astăzi dau de pomană. Uite, hai să, nu știu, caut jumătate din cămăși, nu le mai port. Ba că m-am greșat, ba că m-am slăbit, îs urâte. Sau, ce-i mai frumos, nu trebuie să dai numai ce-i urât. Da. Dar sunt lucruri, nu le porți, da? Iau frumos și le duc. Adică, noi trebuie să ne esforțăm un pic să fim buni și după aceea Dumnezeu face totul. Oare ce caută Dumnezeu un om? Păi caută iubirea. Dumnezeu este iubire, spunea Sfântul Ioan. Da? Sfântul Ioan a fost cel care a stat cu obrazul pe pieptul Mântuitorului la cina ce de taină. El a auzit bătăile inimii lui Dumnezeu. El e modelul preoților în veac. Și atunci el a zis, Dumnezeu este iubire. Adică Dumnezeu caută iubirea pe care El a pus-o acolo în noi. E un diamant, e un mărgăritar pe care Dumnezeu a pus-o, ascuns-o acolo în inima noastră și pe care noi îl vedem strălucind așa vag. Știți că când te doare inima, atunci îl simți. Când te doare inima pentru cineva, când simți durere pentru durerea altuia, atunci simți acel mărgăritar din inimă. Și Dumnezeu îl caută, vrea să-l scoatem, să-l spălăm, să-l facem și nici nu-i vorba de atât de multă vorbă lungă sărăcia omului. Sunt oameni care își schimbă viața doar privindu-te. Să-ți duci viața ca și cum Dumnezeu te-ar ține de mână. Știți? Și atunci dacă tu simți mereu, mereu, mereu mâna lui Dumnezeu în palma ta, bă, dai seama că nu mai prea să mai poți să mai păcătuiești. Dar iar uiți, știți? Și atunci viața noastră e o uitare și o reamintire și mereu, mereu, mereu tot încercăm, unii mai mult, alții mai puțin. Depinde acum de mila lui Dumnezeu, că toți suntem păcătoși. În relația aceasta și pe drumul acesta către Dumnezeu, mulți se eliberează. Unii se leapă de Dumnezeu și fac ce crede și zic că sunt ok, fiecare Dumnezeu lui și multe alte explicații. Pe de altă parte, Hristos ne cere să ne lepădăm de sine. Ce ar însemna practic lucrul acesta? Lepădarea de sine începe cu lepădarea de materie. Deci, prima dată trebuie să te mulțumești cu mai puțin. Asta nu spune nimeni că de acum să intrăm toți în niște peșteri, cu toate că n-ar fi o idee chiar rea.
Dar nu sunt atâtea peșteri cât suntem noi. Și apoi. Deci lepădare materie înseamnă ca materia din jurul tău să-ți fie prilej de bucurie, dar nu de obsesie. Și apoi, al doilea lucru este dăruirea materiei din jurul tău. Adică tot ceea ce i-ar folosi aproape lui, din iubire o face asta, nu? Tot ce i-ar folosi, încerci tu să mai ajuți. Și apoi de-abia devine lepădare de sine. Deci, practic, lepădare de materie. Și după ce te-ai lepădat un pic de materie, măcar așa 1%, începi să te lepezi de sinele tău. Sinele tău e acea voce tiranică, de dictator comunist obsedat, care urlă în tine, eu. Care te determină ca fiecare frază pe care o începi, să o începi cu cuvântul eu. Eu sunt cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai extraordinar. Tot ce fac eu prost, găsesc o scuză. E din vina altuia. Tot ce fac eu bun, e de 1000 de ori mai bun decât e. Și atunci, lepădarea de sine e omorârea acestui dictator din tine. Adică trebuie să-l pui la punct, să-i tai limba și trebuie să începi să-ți vezi păcatele. Asta e lepădarea de sine. Și sunt multe acum, Sfinții Părinți au o tonă de procedee de a te lepăda de sine. Smerenia, rugăciunea, pomenirea morții, pomenirea numelui Hristos în rugăciunea inimii, milostenia, însingurarea, ore pe zi, să nu mai vorbești cu nimeni, să închizi televizorul, radio, telefonul și să te rogi. Și atunci să asculți șoapta lui Dumnezeu în inima ta și șoapta inimii tale în Dumnezeu. Deci când vorbești cu Dumnezeu. Sau să ajuți un copilaș, să ajuți o familie cu mulți copii, un bătrânel, găsim. Era un bătrânel la noi acolo în parohie, pe care noi îl poreclim Dragnea. Că seamănă pe noi cu Dragnea, prima dată că l-am văzut. Da, bine, că e mai bătrân. Dar așa, tot exact cu mustăcioară de aia, așa, și cu hamster. Și odată noi mai ajutăm mult mai puțin decât am vrea, dar tot așa, cu făină, cu știu ce, cu, așa, cu cartofi, cu ce ne mai aduce lumea. Și odată eu vorbeam la telefon, zic, Doamnă, deci faceți-i pachet și lui Dragnea. Și că noi avem nume pentru fiecare. Bine, că eu sunt un panorama. Și doamna zice, aoleu, da, părinte, sigur, gata, îi fac pachetul Dragnea. Dar în spate erau niște oameni de la București, niște oameni foarte fini, profesori universitari. Și vine la mine și zice, părinte, ce faceți? Trimiteți pachet la penitenciarul lui Dragnea? Știți ce a făcut din țara asta? Doamne, zic, stați un pic, doamne. Nu e ăla, altul. E un moșuleț care îi seama. Da, zice, PSD-ist. Nu știu cum i-a zis și a plecat. Acum trebuia să-i explic, dar nu am mai avut timp că a plecat. Doamne, trebuie să ne fie milă de oameni. Oamenii au greșit, poate, da? Poate n-au greșit. Poate a fost proces făcut politic. Sau cine știe. Dar trebuie să ne doară inima de durerea lor, nu? Da, și așa am ajuns, deci, și sponsor al... Da. Credeți, părinte, că în lupta aceasta pentru mântuire și apropierea Dumnezeu, vedem că de ambele părți este o luptă. Lupta Dumnezeu să se apropie de om, să intre în sfârșitul lui, și lupta omului să-și găsească calea, să-și găsească emanciparea, să lucreze libertatea, să apropie de Dumnezeu și... Dumnezeu pierde ceva dacă... Că sunt și foarte mulți, ne-ați explicat despre lepădarea de sine, să te apropii de Dumnezeu. Dar sunt mulți care se lepădă de Dumnezeu și își iau viața în piept. Caută reperul lor. Au Dumnezeul lor. Dumnezeu pierde ceva de cei care se, zicem noi, se rătăcesc în felul ăsta? Pe Dumnezeu îl doare în mod infinit căderea fiecare dintre noi. Dar el nu pierde... Bine, valoarea noastră ca suflet este mai mare decât a tuturor galaxiilor de pe Pământ. Și atunci Dumnezeu suferă infinit. Dar asta nu înseamnă că El ne va călca voința și ne va forța să ne mântuim. Adică El privește, ne ajută, ne povățuiește, ne spune ce trebuie să facem. Dacă noi ne luăm viața în piept, cum a zis, și ne facem din noi înșine Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne la ușa încuiata inimii noastre plângând și nu intră cu forța, deși cu o clipire de ochi ar putea să s-o deschidă. Și atunci oamenii se plâng că nu mai există minuni. Și atunci de ce nu mai există minuni? Că nu mai există credință. Că minunea e de tocmai această refugerare a puterii și a iubirii lui Dumnezeu în credința omului. Sfântul Antonie cel Mare într-un text coptic extraordinar pe care l-am citit eu la Cairo zicea că el era făcător de minuni, vindecase, vineau sute de oameni acolo
în pustia schetică și odată, asta am menționat-o un părinte din secolul V, Ava Serapion, și zice că n-a mai avut nicio putere. Și el punea mâine pe cei bolnavi, se vindecau, vinea lumea de pe lume, desfrânați, bolnavi, paralitici, îi tărau, săraci, pe un deșert pe acolo, săraci. Și stăteau acolo la chilia lui, era o coadă uriașă de oameni și toți săraci plângeau și, bă, dați seama, oamenii norociți. Și într-o zi a văzut că e lipsit de putere, nu mai avea nicio putere și a simțit că i s-a luat harul Dumnezeu, știți? Și a început să plângă, s-a dus în chilie, s-a încuiat, pus să plângă Sfântul Antonie cel Mare și a zis, Doamne, ce am greșit? Unde am greșit? M-am mândrit, ceva am făcut. Și a zis, nu, Antonie, harul meu a rămas în tine. Oamenii nu mai cred că tu poți să faci ceva. Vin aici din curiozitate, din șmecherie, din obișnuință, cineva i-a trimis sau așa pur și simplu ca turma. Și până când oamenii nu vor crede, minunile nu se vor săvârși. Ei, așa și, deci vezi că Hristos zice, crezi tu că poți, da, să faci aceasta? Totdeauna, da. Ei, așa și cu asta, adică noi astăzi nu mai sunt minuni, dar toată lumea vrea minuni, știți? Dar dacă nu crezi, nu vine minunea. Și dacă tu nu schimbi viața, vine minunea și nu o vezi. Trece pe lângă tine și nu o să o mai întâlnești niciodată. Da. Mi-a plăcut aspectul ăla pe care l-a spus părinte, că Dumnezeu poate gestiona și suferința aceea a oamenilor care se leapădă de El. Dar cred că într-o zi oamenii se vor întâlni cu acea suferință undeva în iad sau ceva de genul acesta și atunci vor înțelege câtă suferință au produs Dumnezeu. Și vor gusta exact. Și ei. Asta e iadul. Iadul e suferința infinită pe care noi am produs-o lui Dumnezeu. Dumnezeu, da. Și cu aceea pe noi o să simțim. Gustăm, știți? Și noi din, da. Părinte, mulțumim foarte mult pentru aceste frumoase și profunde cuvinte. Mulțumim celor care ne-au ascultat și vă așteptăm, dragi ascultători, săptămâna viitoare la aceeași oră. Doamne ajută! Doamne ajută!